Acest program poate fi vizionat de minori în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Dramă. Programul poate conține violență fizică sau psihică minimă ca durată și intensitate, violență de limbaj minimă ca durată, nuditate fără conotații sexuale. Wow.
Salut, tovarășe director. Salut. Bună ziua. Te interesează procesul lui Varga? Doar ca simplu spectator. Protagonist abia după amiază. Ia spune-mi, ce zici, câștigăm meciul? Ce faci, Lele Marie? Bine. Ia spune, ți-au dat pensia? Da, da. Vă mulțumesc frumos că am pregătit cele cu vincioase pentru comandă. Marce vine să împlinesc 40 de zile. Să aveți bunătatea să ne cinstiți masă, când locul Ionul meu nu este cine să mai șadă. Că mult ați fost bun la suflet în necazul meu. Mulțumesc frumos. Vă dea Dumnezeu sănătate. Lele. Tovarășe procuror, vă rog, întrebați-l pe martor. După opinia sa, consideră că inculpatul se face vinovat de producerea accidentului? Din punct de vedere formal, da, e vinovat. Primind sarcina să deschidă un nou orizont de lucru în mină, a calculat pentru asigurarea aerajului doar 3 ventilatoare, când de fapt erau necesare 4. De-al minteri, el însuși recunoaște eroarea de calcul pe care a făcut-o, dar, după părerea mea, accidentul s-ar fi produs chiar dacă s-ar fi instalat mai multe ventilatoare. Cine s-ar fi putut aștepta la o emanație de gaze atât de puternică? Atunci, care ar fi, după opinia dumneavoastră, cauza reală a accidentului? Neprevăzutul și el nu poate fi planificat. Deci dumneavoastră negați concluziile raportului de expertiză, care menționează clar că accidentul nu s-ar fi produs dacă funcționau 4 ventilatoare. Dar nu trebuie să ignorăm nici faptul că însuși raportul comisiei de expertiză nu constată cantitatea de gaze toxice infiltrate în abataj, care a provocat accidentul. Deci, dumneavoastră contestați raportul de expertiză? Nu mă îndoiesc de competența și obiectivitatea membrilor comisiei. 2 dintre ei au fost profesori, sunt personalități în profesiune, eminenți teoreticieni, dar în practica meseriei noastre ne izbim uneori de împrejurări pe care teoria nu le explică îndeajuns. Să presupunem că accidentul nu s-a produs și că dumneavoastră ați fi cunoscut greșeala de calcul a inculpatului. Considerați că ar fi fost cazul unei sancțiuni? Când e vorba de greșeli, nu pot fi sentimental. Mulți oameni din jurul meu mă consideră excesiv de sever, uneori chiar dur. Dar, vă asigur, pentru un inginer ca Varga, numai conștiința faptului că a greșit poate avea valoare educativă. Mai sunt întrebări? Nu. Apărarea? Nici o întrebare. Ultimul martor. Vă rog să semnați depoziția. Dacă doriți, puteți pleca. Gavrila de Gavrila! Prezent! Vă rog să repetați după mine. Jur să spun adevărul și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Jur să spun adevărul și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Nici nu-mi vine să cred. Cum aș putea să vă mulțumesc? Oh, nu e nevoie, nu e nevoie. Va primi o pedeapsă cu suspendare. Puteți merge liniștit acasă. Probele de la dosare sunt suficient de favorabile. De ce credeți că s-a întâmplat acest accident? Păi, accidentele se întâmplă când nu respect ce scrie la carte. Martorul consideră că 4 ventilatoare ar fi împiedicat să se producă accidentul? Răspundeți. De bună seamă. Liniște, vă rog. Chiar dacă s-ar fi produs o infiltrație puternică de gaze? Dacă e bine calculat, uite așa, ca pe un fuior le suge ventilatorul. Și n-ai nicio treabă cu gazele. Cum vă explicați că un specialist cu experiența inginerului Varga a putut să facă o asemenea greșeală de calcul? Asta e că nici eu nu-mi prea explic cum de s-a întâmplat să greșească. Că nu-i dumnealui omul care să înceapă o treabă până nu o întoarce pe toate fețele. Vă rog să semnați depoziția. Aveți cuvântul în fond. Întrucât această eroare s-a soldat cu consecințe grave și întrucât datoria noastră este să prevenim repetarea unor astfel de fapte, solicit instanței, în conformitate cu articolul 178, aliniatul 2 din Codul Penal, o pedeapsă exemplară. Da. Apărarea.
Onorată instanță, în urma audierilor de astăzi, sarcina mea este considerabil ușurată. Chiar martorii acuzării, printre care persoane competente, tovarăși cu funcții de răspundere în cadrul exploatării minerii. Păi, de ce eu nu prea am înțeles cum vi s-a întâmplat să greșească? Că nu-i dumnealui omul care să înceapă o treabă până nu întoarce de toate fetele. Vă solicit să aplicați o pedeapsă cu suspendarea executării. Inculpat Varga, aveți ultimul cuvânt în apărare. Doresc doar să reafirm că îmi recunosc vinovăția. Las la aprecierea dumneavoastră să-mi acordați sancțiunea pe care o credeți de cuvință. Instanța amână pronunțarea. Bravo, Victor. Ați parghiat. Acum aveți deschis drumul spre calificare. Vorba aia, primii în sport, primii în producție. Ce spui, tovarășe Buzescu, ne mai face o surpriză? Depășim și anul ăsta planul? Ne străduim, tovarășe Lucaș. Am auzit că tovarășii din minister vă să te promoveze, să te ia la București. Să știi că eu nu o să prea fiu de acord. Noroc, băieți. Vă salut, tovarășe. Vino cu mine. A, uite și pe tovarășe judecător Moga. Nu știam că și-mi dat ăștia amatori de fotbal. În facultate am jucat și eu. Felicitările mele pentru Victor. Tovarășe Moga, m-au zis că ai probleme. Eu credeam că astăzi o să încheiați povestea de la mine. Și mergi în oraș? Da. Poftim. Da, mulțumesc. Intrați amândoi. Poftim. Iori, mă lași acasă, îi conduci pe tovarășii și pe urmă vii să mă iei. Ai mâncat? Lăsați că mă descurc. Lasă că mănânci la mine. Dacă în cazul Varga procedura era completă, de ce n-ai dat sentința? Ce-ți mai lipsea? Convingerea intimă. Dumneavoastră ați putea lua o hotărâre, fără să fiți convins de adevăr? Crezi că e ceva neregulă? Da. Ai motive temeinice? Cred că da. Și eu doresc să fie respectat adevărul. Dar dacă totuși te înșeli, uneori excesul de zel poate duce la greșeli. Dacă excesul de zel înseamnă exigență, e o calitate. Și o lupă dimensionează altfel lucrurile, dar te ajută să le vezi mai exact. Până într-acolo încât te face să vezi doar amănuntele. Lasă, dragul meu, calitatea asta poate deveni uneori și un defect. În fond, e datoria justiției să stabilească adevărul. La revedere, tovarăși. Salut. Sper ca mâine la ședință să iei cuvântul. Mă interesează părerea dumitare în legătură cu proiectul nostru de măsuri. Salut. Cu onoare. Sunt încântat că aveți o părere atât de măgulitoare despre exigența mea. Vă asigur că voi face tot ce mă stă în putință să nu vă dezamăgesc. Ascultă, Moga, dacă nu ești fumător, nu strica bunul obicei. Ia spune, ce ai de gând? Vrei să restitui dosarul procuraturii? Aș face-o, da.
Nu am argumente palpabile. E vorba de ceva... de ceva mai mult decât o intuiție. Există contradicții între aparență și realitate. Aici se ascunde ceva, nu-mi dau seama ce. Asta e de altfel și părerea asesorilor. Ia uite, n-am avut timp nici măcar să mănânc un sandwich azi. Mereu mă ceartă nevastă mea că mă întorc acasă cu mâncare. E, ce faci, mergi acasă? Nu, dar vă conduc, poftim. Să nu uit, mai am un drum de făcut, trebuie să plătesc telefon. De ce nu repui dosarul pe rol? Nu văd ce alte probe aș putea să cer. Aș vrea să verific pentru mine, pentru convingerea mea intimă, unele date care se contrazic. Păi asta înseamnă să depășim cadrul procedural. Dar nu și spiritul legii. În faza asta a procesului? Tot aici, tovarășe președinte, toată ziua n-aveți casă, n-aveți copii? Iartă-mă acum, ce să fac? Știți că e vorba de o documentare cu caracter strict personal. Mă rog, în sfârșit, dacă ție ți este necesar, fă-o. Uite, eu sunt de acord. Mulțumesc. O clipă să mă schimb. Bună ziua. Vă rog să mă iertați, sunt fiul inginerului Varga. Poftiți înăuntru. N-aș vrea să vă deranjez. De ce nu intri? Nu, mulțumesc. Aș fi vrut să vorbesc ceva cu tovarășul judecător. Atunci mă duc sus. Vrei să afli de ce n-am dat pronunțarea, nu-i așa? Vi se părea prea mică o pedeapsă cu suspendare? Ce povestea asta cu suspendarea? Așa a spus tovarășul director Buzescu. Ce puțin vă costă să consumați 2 grame de cerneală și să băgați un om la pușcărie. Amânarea unei pronunțări nu înseamnă decizie. Înseamnă de cele mai multe ori decizia de a cumpăni bine dacă inculpatul este vinovat sau nu. Sau care este gradul lui de vinovăție. Tata e nevinovat, tovarășe judecător. Sunt și eu la liceu industrial și vă asigur că n-aș fi făcut o eroare de calcul atât de grosolan. Tatăl dumitale și-a recunoscut singur greșeala. Pentru mine asta e ca și cum ar trebui să accept că soarele se învârte în jurul pământului. Dacă tatăl dumitale este nevinovat, se va reîntoarce acasă. Te rog să ai încredere. Minte n-aș, domnule judecător, acum termin. Stai cu minte, mâncișor. N-aveți grijă, spălul ligenașul lui nu cadă. Da, da, chiar vă rog să nu vă deranjați, nu vă deranjați. Eu schimb așteptări. M-am săturat până peste cap de casa asta. Știi că astăzi am fost pe la oficiul de construire a locuințelor. Și? Până la anul nu se mai face nicio contractare. Cum nu se mai contractează? Uite așa, sunt mulți. Vezi că mi-a insistat când s-a construit blocul din Crâng? Ți-am spus, te duci tu în audiență? Cum a făcut Pop și cu Todea? Peste o lună se mute. Tu crezi că dacă stai așa cu brațele încrucișate, o să ne pice casa aia din cer? Lasă-mă să mă duc eu unde trebuie și atunci ai să vezi. Da, bine. Da. Te rog o referată pentru sancționarea lui Varzaru. Voi cere să-i fie retrase 2 gradații timp de 3 luni. E prea mult, tovarăși director. Fă-mi, te rog, legătura cu spitalul, chirurgia. Aprovizionarea a mers întotdeauna bine. Varzaru este un funcționar conștiincios. În fond, scăparea lui este justificată. Știți doar ce i se întâmplase. Fiecare avem probleme personale, dar producția e producție. Bine, dar producția n-a suferit deloc. Au fost luate toate măsurile. Neglijența trebuie pedepsită. Te rog să-mi prezinți referatul de sancționare imediat. Vorbiți, vă rog, cu tovarășul director Buzescu. Aveți legătura cu spitul. Vă așteaptă și tovarășul judecător Moga. Iartă-mă o clipă. Ia loc, te rog. Andrei Buzescu la telefon. Te salut, doctore. Care e situația?
L-ați operat? E grav? Fă, te rog, tot ce stă în putință. Și ține-mă la curent. E vorba de tovarășul Mareș? Secretar organizației dumneavoastră de partid? Da, n-avea o clipă astâmpăr. Mereu cobora în mină să vadă cu ochii lui cum merge producția. În ziua aceea s-a dus să vadă nouă la bataj. Și culmea, infiltrația de gaze s-a produs tocmai atunci și s-a putut salva aruncându-se în suitor. El e? Da, unul dintr-o bucată. Ne mai ciocneam noi din când în când, dar ne-am înțeles de minune. Mă așteptam să vii. Te asigur însă că îți pierzi vremea de pomană. Tovarășul Moga, să fie condus unde dorește. Cu ce vrei să începi? Cu începutul. Astea-s ventilatoarele cu pricina. Nea Gavrilă, în zilele când s-a întâmplat accidentul, mai era un ventilator disponibil în mină? Nici pomeneală, eram în plin de producție. Cine asigură ventilatoarele astea? Aprovizionari. Inginerul Varga nu a cerut niciun ventilator de la uzina furnizoare. Sunteți sigur? Da. Solicitările sunt pe bază de referat. Uitați, aici sunt toate. Scuzați-mă, tovarășe Vărzaru, sunteți chemat de urgență la personal. Eu trebuie să plec. Dacă mai aveți nevoie de ceva, tovarășa Mioara vă poate da orice relație. Succes! Mulțumesc! Vă pot fi de folos cu ceva? Nu. Iertați-mi discreția. De ce ați urat succes tovarășului Vărzaru? Nimica toate. Un mic necaz. A semnat o adresă în care se strecurase o greșeală când s-a bătut la mașină. Și asta a produs vreo încurcătură, ceva? Nu. L-au anunțat imediat pe furnizor de eroare. Știți, când a semnat adresa, aflase că-i murise mama. Alo? Mioara, dă un telefon la Ecefrin Musinaia și întreabă dacă s-a expediat comanda 2830. Dar te rog, astăzi am nevoie de răspuns. Spuneți-mi, vă rog, inginerul Varga a făcut vreo comandă telefonică cu uzina furnizoare înainte de accident? Nu știu, dar pot să caut. Parcă s-a telefonat totuși pentru un ventilator. Da, priviți. Convorbirea a făcut-o inginerul Murea. 16 minute, uitați-vă. Fulger. Da, da, cred că mi-aduc aminte. A telefonat chiar de aici. A cerut cu insistență inginerului șef cu care e prieten să se expedieze de urgență un ventilator din comanda Luați-le noastră pentru trimestrul 4. Tovarășa. Inginerul Murea. Nea Gavrilă, cine conducea sectorul înainte de accident? Inginerul Murea. Și de ce a fost numit în locul lui inginerul Varga? Păi, Murea trebuia să plece pentru 2 ani în Africa. De-aia i-a predat. Când s-a întâmplat accidentul, Murea era plecat. Nu mai înțeleg. Dacă îi predase sectorul și nu mai avea nicio treabă în mine, ce sens avea ca tocmai inginerul Murea să ceară un ventilator? Păi, asta pe mine nu mă taie capul. Dar întrebați-l pe tovarășul Buzescu, vă lămurește el. Păi, și la noi, ingineri și ingineri. Ca peste tot. Cei care au cap și le dragă meseria, iau spunând că încă n-au făcut destul. Alții dau din gură cu vorbe alese și se bat cu pumnul în piept. Doar ori își înfrunte capăduchile. Și n-ați găsit act de cojocul lor? Păi, cum se ridică unul să spui lucrurilor pe față? Cum să se vede promovat în muncă? La văduva din deal. Știi unde e asta, tovară judecător? Tăman hăt în creierul munților, la stația de funicular.
Păi, dumneata, nu ești în comitetul de partid? Hei, ținem noi în frâu, dar nu e așa ușor, că pe lângă direcție mai sunt și de aia care joacă așa cum li se cântă. Păi, mai poftiți pe la noi. Mulțumesc, Neagă. Mergi spre oraș? Da, vă mulțumesc. Încotro? La grădiniță. Mă așteaptă nevastă mea. Și de acolo? Știu eu. Poate la un film? Azi e ziua maică-mii. I-ar face plăcere să o cunoască pe soția dumneavoastră. N-ai vrea să luăm masă împreună? De acord. Fericire și tot ce vă doriți. Eu nu doresc decât să trăiesc ziua când să-l văd și eu pe Andrei la casa lui, așezat. Că așa numai muncă și muncă și... La ce bună atâta strădanie, dacă n-ai și tu casa ta, copiii tăi. Mamă zău, iar început teoriile tale. Uite, tac, tac. Cum dorești cafeluța? Fără zahăr. Îmi dați voie să vă ajut? Hai. Hei, cum stăm cu documentarea? Nu știu, e un lucru pe care nu-l înțeleg. Cum e posibil ca un inginer cu experiența lui Varga să comită o greșeală de calcul elementar? Dragul meu, e în firea lucrurilor ca excepțiile să confirme regula. E bine, de acord, dar dacă pedepsim aspru neglijențe mici, de ce ne arătăm îngăduitori față de greșeli grave? La ce te referi? Ei, la cazul Vărzaru. Ce vrei să insinuezi? La proces ați declarat că pentru un inginer ca Varga, numai conștiința faptului că a greșit poate avea valoare educativă. Mulțumesc. Dar și Vărzaru este un om conștiincios. Iar vina lui este cu totul neînsemnată. Am crezut că vrei să faci o documentare la fața locului, dar văd că dumneata îmi cenzurezi deciziile. Hai să discutăm cu cărțile pe față. Te-ai intrigat intervenția făcută de inginerul Murea pentru ventilatorul acela, nu? Ați și aflat. Dumneata presupui că inginerul Varga l-a rugat pe Murea să intervină la furnizor, deci că el știa că de fapt sunt necesare 4 ventilatoare. Și atunci te întreb de la sine dacă nu cumva inginerul Varga a fost forțat de împrejurări misterioase să înceapă lucrarea numai cu 3 ventilatoare, nu? Da. Să știi că ți-am făcut o slabă de tot. Mm-hmm. Da, da. În ultima vreme bea câte 3-4 cafele. Mama, te rog. Da, și pe toată noaptea nu doarm. Da. Bine, vin imediat. Ce, Andrei? Mama, trebuie să plec imediat, o chestiune urgentă. Cum, nici azi de ziua mea? Te rog foarte mult, nu insista. Vă rog să mă scuzați, dar eu la ora 7 trebuie să fiu la tovarășul Lupaș. Și așa trebuia să am o ședință. Dacă doriți, putem ieși împreună. Dar de ce să plece? Nici măcar nu și-a băut cafeluța. Aș putea să iau cu mașină. Nu, nu, n-aș vrea să vă deranjez. Îmi datorezi un răspuns? Da. Ce să deranj? Mă întorc imediat. Așa-s băieții ăștia. Hai să stăm de vorbă. Ah, uite-l aici. Și aici, la mare. Ce-am pățit cu el într-o noapte? Să scoale toți vecinii și mai multe nu. Nu că să mă duc în toiul nopții să-i cumpăr lui un automobil cu sirenă. Cu sirenă? Că așa vrea el. I-am tras vreo două la fund. Dar ce crezi că s-a potolit? No. Când v-a prezentat calculele inginerul Varga? E atât de important? Poate că nu. Ca de obicei, pe data de întâi. Ne-a prezentat calculele, m-a asigurat că totul e pregătit și a însemnat dispoziția de lucru. Mai era cineva în birou? Nu mi-amintesc exact. Încercați să vă amintiți. Cred că nu. Sigur? Da. Pe curând. Asta e luată la un banchet, pe vremea când era consilier. Pleca mult în străinătate atunci, dar pe urmă s-a schimbat ministru. I-a adunat pe toți, le-a spus că sunt prea mulți în minister și să plece în producție. Mi-a venit greu și mie să las casa de la București, dar ce puteam să fac? Să las singur. Când coborâm, se mi-aduce aminte să iau bec pentru VS. Ce? Bec pentru VS. Mhm. Înțeleg să-ți alegi și tu o cățelușă cu creștere mai aleasă, dar tu... Stai cu minte. Inginerul Murea l-ați cunoscut? Ei, cum să nu-l cunosc? Uite-l aici, nu se vede însă bine. L-am crezut băiat bine crescut, dar ce se face, așa sunt oameni. Cât a avut nevoie de Andrei în fiecare zi era pe la noi.
Nu trecea odată pe stradă, fără să-mi aduc o floare, să spui o vorbă bună. Mai știți ceva despre el? V-a scris? A, nu. De când a plecat, nici măcar pe stradă nu mi-a trimis. De ce ai ținut să mergem acasă la Buzescu? Pentru că nu ne-a invitat întâmplător. Cum, de ce? Am senzația că e implicat în cazul Varga. Cum e implicat în cazul? Vroia să afle ce gândesc. Uite, eu cred că dacă... Dacă bănuiala ta e adevărată, eu cred că trebuie să lași în pace pe Buzescu. Pentru că nu e un om oricare. Mai bine dai pedeapsa aia cu suspendare. Pui punct dosarului și gata. I-au dat gheata de aur. Ce i-a dat? Gheata de aur. Dudu Georgescu, gheata de aur. Ce spun eu și ce zici tu? Să știi că nu o să-ți ridice nimeni statuie. Da? Parcă în fața grădiniței tale e vreo statuie încinsă tovară și educatoare, da? E. Laptele. A dat laptele în foc. Ți-am spus să ai grijă. Să mai lași bărbații să facă vreo treabă. Tovarășe director general, nu vă supărați, numai o clipă. Spune. Dumneavoastră sunteți cel mai în măsură să mă ajutați. Aveți un cuvânt greu aici, în oraș. Mă cunoașteți mai bine ca oricare altul. Despre ce e vorba? Dumneavoastră sunteți la curent. Și ceilalți tovarăși știu cât ne străduim noi să dăm producție. Dar asta nu se poate face dacă nu există încredere, o atmosferă sănătoasă. Dar ce se întâmplă? Să vedeți. Spune, nu te jenă. Concret, la ce te referi? Tovarășului Moga, îi se pare că eu l-aș fi forțat pe Varga să înceapă lucrarea cu 3 ventilatoare. Pe ce se întemeiază, tovarășul Moga? Tocmai asta este, pe supoziție, fără niciun temei. Cine știe cum stau lucrurile și ce a ajuns la urechile dumitale? Nu mă interesează motivele personale pentru care ar vrea să mă compromită, dar asta afectează bunul mers al producției. Eu cred că exagerez, tovarășul Buzescu. Să nu mi-o luați în nume de rău. Dacă continuă să mă jignească, mă vă silit să-mi cer transferul. Ia spune, tovarășul Buzescu, nu cumva îți pregătești terenul să pleci de la noi în minister? Ți s-a făcut dor de capitală? Nu-ți face iluzii să știi că eu mă opun? Avem nevoie de dumneata aici? Dacă e așa, tovarășe Lupa, aș nu o să mai dau rezultate bune și atunci dumneavoastră o să vreți să scăpați de mine. Ce legături au existat între dumneavoastră și inginerul Murea? Pur și simplu colegi de întreprindere. Am preluat de la el conducerea sectorului. Conducerea sectorului? Între dumneavoastră a existat un raport de colaborare? Când s-a produs accidentul, nu mai era în țară. Ce părere aveți despre el ca inginer? E un om capabil. Dar cum să vă spun, cu o imaginație ușor exaltată. Vreți să spuneți un fantezist? Mai degrabă un om care nu are întru totul simțul realității. Vă referiți la ceva concret? La tehnologia propusă de el pentru valorificarea unor minereuri complexe. Cine ne poate garanta că eficiența economică este asigurată? În afară de asta ne-am asumat o sarcină care poate deveni o povară. De unde mijloace, oameni? Și apoi ce ne facem cu producția curentă, cu plan? Chiar dacă unele calcule nu ar fi perfecte, tovarășe Varga, chiar dacă unele procede ar fi discutabile, am face o greșeală de neiertat dacă am respinge concepția de bază a proiectului. Eu cred că proiectul este realist și e de datoria noastră să-l introducem în producție cât mai repede, chiar dacă efectele lui economice se vor simți mai târziu. Tovarășe inginer, eu în știință nu mă bag, dar nu trăim numai pentru ziua de azi. Tovarăș, eu am spus, proiectul pare seducător. Sunt de acord cu tovarășul Mareș. Numai niște practicieni obtuzi, legați la ochi, nu se gândesc la structurile de mâine. Așadar, cu totul de acord cu concepția acestui proiect. Desigur că, pe de altă parte, nu trebuie să ignorăm nici faptul că specialiști cu experiență, cum ar fi tovarășul Varga, își exprimă acei serioase îndoieli în legătură cu realizarea lui practică. Te rog să mă înțelegi, tovarășul Murea. În această situație, a nepripi să-l aprobăm ar fi o greșeală la fel de mare ca aceea de a-l nega. În concluzie, cred că ar fi necesar ca, înainte de a-l supune spre aprobare forurilor superioare, să însărcinăm aici un colectiv care să întocmească un studiu complex asupra implicațiilor sale tehnice. În ce scop l-ați rugat pe inginerul Murea să vă procur un ventilator în plus? Vă precizez că nu sunteți obligați să răspundeți. Din spirit de prevedere, voiam să-l am ca rezervă. Ca rezervă? Dar cum se face că dumneavoastră n-ați lucrat niciodată cu ventilatoare de rezervă? Da. Dar vin imediat.
Am terminat? Nu, vă rog să mai rămâneți. Unde-i legea? Nu-i tocmeală. E limpede? Poftim. Uite, a scris inginerul Murea din Africa. Da? Am luat legătura cu fabrica furnizoare pentru un ventilator de care avea nevoie Varga. Ce dovedești cu asta? Pedalezi în gol. Deducții, presupuneri, ipoteze, nimic concret. Dar dacă între Buzescu, Varga și Murea există o complicitate? Stimate coleg, nimic din dosar nu te îndreptățește să implici pe Buzescu și pe Murea. Știi că eu încep să crezi justificate aluziile lui Buzescu în legătură cu subiectivitatea dumitale inexplicabilă. Da, subiectiv poate, dar inexplicabil nu. Nu vi se pare ciudat că intransigența proverbială și extraordinară a tovarășului Buzescu se topește când e vorba de cazul Varga? Dragul meu coleg mai tânăr, noi avem nevoie de probe, de dovezi, de mărturii. Și în interesul justiției acestea trebuie găsite operativ. Cum s-a desfășurat discuția pe care ați avut-o cu tovarășul Buzescu când i-ați prezentat calculele? Era ora schimbului. Pe ziua de întâia lunii, da, da, pe ziua de întâia lunii. E treaba secretarului comitetului de partid să observe că nu poți deschide un geam fără să nu rămâi cu mânerul în mână? De fleacuri trebuie să se ocupe tovarășul Mareș. Ce-au păzit tovarășii din comisia noastră de recepție? De-aia am băgat atâția bani în căminul tineretului. Până mâine te rog să-mi faci un raport. Cine nu deschide ochii, deschide punga. Și apoi ce s-a mai întâmplat? Totul a decurs ca de obicei. I-am înmânat documentația cu calculele și mi-a semnat dispoziția de lucru. Ați prezentat calculele în ziua de întâi, da? În ziua de întâi. Da, da, așa cum v-am relatat până acum. Tiberiu Moga la telefon. Bună ziua, doctore. Poți să-l vizitezi azi pe tovarășul Mareș? Nici astăzi. Nu se poate. Dar când s-ar putea? Am să vă comunic când se poate sta de vorbă cu el. Cine l-a cunoscut mai îndeaproape pe inginerul Murea? În afară de director cu care se împrietenise, mai era în bune relații cu un inginer de la noi, Titus Mureșan. De fapt, mai mult sportiv decât inginer. S-a și transferat la o școală tehnică. De ce a plecat de la mine? Știu eu. Capricii, vedetism, muncă grea. Nu te aplaudă nimeni ca pe stadion. Și apoi tovarășul Buzescu i-a căutat cam mult în coarne. Închide ușa, puștule, că e curent. Vă deranjez? Nu, am terminat. Mă așteptam să ajungeți și la mine. Deci nu e o surpriză. Cum de-ați ghicit? Ați deschis întâi cu figurile, tovarășul Buzescu, tovarășul Gavrila. Sunteți bine informat. De ce să-i faci? Târgu mic, gura lumii slobodă. Era fire să vină și rândul pionilor. Poftiți. Îmi cunoașteți cumva și următoarea mișcare? Ce e nostime că mai sperați la vreo mișcare. Serios? Cum vine asta? Îmi au pus, dragi, echipamentul. Aha. Nu vă dați seama că vă așteaptă un abandon? Deși, din stimă pentru dumneavoastră, v-aș dori mai degrabă un șahmat. Orice s-ar zice, un final mai onorabil, nu? Dumneata cunoști foarte bine piesele, dar te prefaci că nu cunoști regulile jocului. Nu știi că și un pion poate hotărâ o victorie? Asta depinde de jucător. Ei, da, sigur. De ce ați plecat de la mine? Ce ați zice de o propunere rușinoasă? Avem chenți pe lângă, uiți? 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 Costică Cârlig, fost gestionar la Brădetu. Dumneavoastră mi se pare la Spotcovic cu 2 ani și jumătate, nu? Eu? Ia uite, e ca un microb peste care turnați spirit. Dă mai zdravă în mincoate ca să scoate părălea la celor 2 ani de inactivitate. Mâine, poi mâine, o să-l încălțați și mai zdravă. Ciclu continuu, vedeți? Totul inutil. Ca și discuția noastră, de altfel. Să vă dau și una. Halt! Tot în comerț. Atraiți? În comerț, nu? Dacă în altă parte n-am spor, mă vedeți dumneavoastră pe mine aprod la tribunal? Domnul judecător, dumneavoastră sunteți om de dietetic, să vă duc mai bine o ceșcuță cu ceai. 7 stele. Hai, debarasează-te. Și vezi să nu mai spargi ceva.
Da, am înțeles, să trăiți. Dar să știți că eu din adins par câte o farfurie. Doar s-o duce ghinionul ăsta așa, că de acum până acum, ce să zic, cascaiul de oaie. Vedeți? De-aia am lipsă în gestiune. Găsesc doi toți de ăștia și ia la pârnaie. Ieși, mă, afară! Hai, mă! După toată sofistica asta, în care sunt sigur nu crezi nici dumneata, ai putea fi și sincer. Spune-mi, ce ai căutat la procesul lui Varga? Cinema, teatru, surogat. Mergem direct la sursă. Un proces e un adevărat spectacol. Dacă știi ceva, de ce taci? Ce știi de Buzescu? Ce amestecare murea în afacerea asta? Crezi că așa trăiești mai mult? Da, mai bine. Asta e responsabilitate. Îmi dau lacrimile. Responsabilitatea noastră civică este sublimă. Eu am un instinct de conservare al naibii de agresiv. Dar cum asta nu se pedepsește prin lege, nu-mi rămâne decât să-mi fac o severă autocritică. Dar să nu-mi spuneți că nu v-am spus. Jucați pe un teren pe care adversarul nu este tocmai fair play. Burea Ortu, de ce ai făcut așa când am amânat pronunțarea? Să spun eu, fiindcă în clipa aceea ți-ai dat seama că din boxa acuzaților lipsesc adevărații vinovați. De ce te interesează mutările pe care le fac și îmi calculez șansele? Pentru că în sinea dumitale doresc să câștig eu. Dar cum să câștig dacă nu mă ajuți și mi-ascunzi adevărul? Ca să ascunzi ceva, trebuie mai întâi să știi. Ori eu nu știu nimic, nici despre Buzescu, nici despre Murea și nici despre mine, domne. Culoarul ăsta e cam îngust, vino încoace. Aici e sufrageria, aici e biroul tău. Am găsit pentru bucătărie o faianță blu cu flori minunată. Vreau să o punem până în tavan. Am găsit-o la ferometal. Peretele s-ar desfințăm. Aici punem... Dar ce e asta? Ce? Nu-i cam strâmb tavanul ăsta? Strâmb? Da. E încă umed. Uite ce frumos se văd munții. Ce spui de așa o nevastă? Chiar nu spui nimic? Ce să spun? Sunt mut de admirație. Și când totul o să fie gata? Facem schimb de locuință. La început nici portarul n-a vrut să mă primească. Am avut noroc că a venit directorul oficiului. Ce asta? Asta este o priză. Ah, directorul m-a invitat în biroul lui. Mi-a oferit și o cafea. Să știi că nu-i deloc un tip în cuia. Mie mi-a spus că toate apartamentele pe anul ăsta sunt contractate. E, asta e, vezi, asta e. Tu nu știi să bați pumnul în masă. Sper că n-ai provocat un cutremur. Și n-a fost nevoie. Am găsit pe cineva care a renunțat la contract. Mai e o problemă. Ce problemă? Tu nici nu-ți dai seama. Ce nu-ți place? Ce ne facem fără Muchișor? Bună dimineața! Ți-a pus mămica și zăhărel în lăptișor, Muchișor? Bună dimineața! Bună dimineața! În ce zi ați prezentat calculele inginerului Buzescu? Nu v-am mai spus? Pe ziua de întâi. Care a fost obiectul convorbirii telefonice pe care inginerul Buzescu a avut-o în momentul în care vă aflați în biroul său? În legătură cu recepția căminului tinerilor muncitori care se inaugurase atunci. Inaugurarea a avut loc o zi înainte, când a apărut și ziarul, în ziua de 31. Imposibil. Poate e o confuzie. O confuzie întâmplătoare sau voită, tovarășe Varga? Sănătatea proaspeților locatari ai acestui cămin pe care îl inaugurăm azi. Vă urez, dragi tineri mineri, sănătate,
multe satisfacții în muncă și m-ar bucura să-l văd pe fiecare dintre noastre cât mai curând însurat la casa lui. Noroc bun! Vă mulțumim pentru frumoasa urare, tovarășe Lupaș. Numai că acum să ne grijim să facem aici și o fabrică de textile, că avem mare trebuință. Nu-i așa, feciori? Așa e! După ce a plecat tovarășul Lupaș, m-am dus singur să văd cum arată căminul cel nou. Camerele erau spațioase, paturile confortabile, mobilier modern, dar mânerele erau șubrede. Ferestrele nu se închideau cum trebuie, robinetele curgeau. Finisaj făcut de mântuială, dar se vede treaba că nu se poate până nu-și dă constructorul în petec. Dar așa-i noștri gură cască. L-am rugat pe tovarășul Buzescu să-i săpunească. Când am auzit sirena, știi, era ora schimbului. Tocmai ieșau oamenii din șut și se grăbeau că în ziua aceea se dădeau primele de economii. Mi-am zis că trebuie să fi venit Dincă, șeful serviciului administrativ, cam papă lapte omul ăsta, și că n-ar strica să-l iau puțin la rost. Să-i arăt și lui cum a făcut recepția. Cât suflet a pus. Inaugurarea a avut loc în ziua de 31, nu-i așa? Da, pe 31, mi-aduc bine aminte. În ziua aceea s-au dat primele de economii. Te-am rugat să-l menajezi, să nu-l tulbure nimeni. Chiar tu mi-ai spus ce grav este traumatismul cranian pe care l-a suferit. Nu l-am putut refuza. Ce vrei, dragă? Autoritățile. Trebuia să o faci. Trauma l-a făcut aproape iresponsabil. Știi că pe mine era să mă confunde cu un brancardier de-al vostru? Dar asta s-a întâmplat acum o săptămână. Acum merge spre bine. Cine știe ce bazaconi e în stare să debiteze pe seama Betului Varga. Și atât așteaptă judecătorul Moga, să-l înfunde și mai rău. Măcar i-ai atras atenția că nu poate pune temei pe spusele lui? Uite ce-i, Andrei. Eu înțeleg că ții la oameni, dar te rog. Eu nu mă amestec în meseria ta. E de mult aici? Cred că depăși măsura. Ascultă, Lucreția. Te rog să atragi atenția tovarășului judecător că a trecut sfertul de oră. Bine. Vă mulțumesc. Poate am să vă mai deranjez o dată. Las-o în pace. Mai stai. V-am obosit. Poate că ar trebui să plec, nu? Nu, deloc. Dă-i drumul. Ce fel de om e inginerul Murea? Un om dintr-o bucată, un adevărat comunist. De ce a plecat în Africa? Pe el nu-l interesa asta, dar era o lucrare pretențioasă. Trebuia condusă de un om capabil. Eu nu n-am fost de acord să-i dăm drumul. Dar despre Varga ce puteți spune? A fost numit în locul lui Murea pentru calitățile sau pentru defectele lui? Adevărat. Varga este un bun practician. Mm-hmm. E muncitor, e corect, nimic de zis, dar asta nu-i suficient. Bine, și ce poți să-i reproșezi? Lipsa de inițiativă, de spirit novator, de fantezie tehnică. Oameni care nu mai fac față sarcinilor complexe pe care le avem de rezolvat. Ce să facem, dragul meu, numai cu artiști în meserie? Avem nevoie de producție. Am nevoie de oameni care să execute prompt și corect. Da, dar lipsiți de opinie, de idei personale. Nu vedeți că v-ați înconjurat mai de mediocrități, care n-au alt merit decât că știu să stea drepți în fața dumneavoastră. Cu asemenea oameni vom bate pasul pe loc. Uite ce, este miroasă demagogie ceea ce spui dumneata. Uite ce am făcut pentru a impune proiectul lui Murea. Da, l-a sprijinit. Dar cum l-a sprijinit? Numai în vorbe. De jumătate de an, proiectul umblă din mână în mână, referate peste referate, dar nicio concluzie, nimic concret. Mâine, păi mâine, omul pleacă în străinătate și nu are încă un rezultat. Și în afară de asta, n-ați făcut nimic ca să-l păstrăm aici. Mă mir că dumneata, ca om de partid, nu înțelegi că în cazul lui Murea există interese superioare, de stat. Am pus problema și în comitetul de partid. Și care a fost concluzia? A convins majoritatea că el are dreptate. Cu ce argumente? Cu cele mai principiale. Lucrarea angajează zeci de milioane, banii sunt ai statului, responsabilități tehnice, mână de lucru și așa mai departe. Dar el crede în aceste argumente? M-aș bucura să știu că e convins de părerea lui, chiar dacă s-ar înșela. Dar n-ai bitreabă. M-am întrebat deseori și mă întreb și acum.
Vorbele frumoase nascund doar altceva? Credeți în Andrei Buzescu? Dacă ar fi să mă iau după ce simt eu, aș zice că nu cred, dar... cum poți crede rău despre un om care depășește producția, e mereu în mină, se zbate pentru condițiile de viață ale muncitorilor? Tovarășe Mareș, vă rog să mă iertească, insist. Pentru mine este foarte important. Îndoiala aceea dumneavoastră, ați mai mărturisit-o cuiva? După discuția despre proiectul inginerului Murea din comitetul de partid, cu câteva zile înainte de accident, mi-am luat inima în dinți și m-am dus la tovarășul Lupaș. Tovarășul Buzescu este un om capabil care știe ce vrea. Nu vă substituiți atribuțiunilor lui. Bine, dar proiectul lui Murea se înscrie în spiritul directivelor Congresului, tovarășul director general. Da, am fost informat. Cunosc și punctul de vedere a unor ingineri de la noi. Să știi că nu orice trăznaie tehnică trebuie luată în brațe, numai pentru că teoretic asigură perspectivă. Și dacă acești ingineri nu au de fapt opinie, sau nu vor să o aibă, și cântă în strună tovarășului Buzescu. Lasă, tovarășe Mareș, prea de tot. Cu neîncredere și suspiciuni nu facem treabă. Prea vorbești ca un șef de cadre de acum 15 ani, iartă-mă, te rog. Nu vi se pare că profită de funcția pe care o are pentru interesele lui personale? Și să nu credeți că sunt singurul om care gândește așa, tovarășe Lupaș. Voi propune comitetului de partid convocarea adunării generale. Să vedem ce gândesc și comuniștii din mină. Și de opinia lor, nu o să mai puteți face abstracție. Când o ieși de aici, nici nu plec în concediu până n-am să țin adunarea generală. Tovarășe judecător, vă rog. Omagii soției dumitale. Cu directorul ăsta nou, o să facem noi casă bună, nea Gavrilă. De ce nu facem adunare generală? Da, că mulți abia așteaptă să spună lucrurilor pe nume. Să te văd în ședință, Butuliu. Că tu la ședință, ca peștele. Mog, am o sugestie. La urma urmelor, cel mai mare specialist în minerit aici este Lupaș, de ce nu te consulți cu el? În definitiv, lui se plânge Buzescu de superba sa autoritate lezată. Mulțumesc, era și în intențiile mele. N-aș fi dorit încă să discut despre tovarășul Buzescu. Și cu atât mai mult cu cât tovarășul Buzescu nici măcar nu este implicat în acest proces. Cred că m-ai înțeles greșit. Calitatea de a stabili vinovăția și de a da soluții o aveți doar dumneavoastră. Eu am vrut numai să discutăm ca între doi comuniști, membri de partid. Dacă nu cumva, atitudinea dumitare față de tovarășul Buzescu este subiectivă. Tovarășe Lupaș. Dar dacă dumneavoastră sunteți dezinformat și v-ați făcut o impresie falsă despre el? O supoziție? Aproape certitudine. Pe ce se întemeiază? Printre altele și pe opinia unui tovarăș care a fost ales în fruntul organizației de partid de către comuniștii din mină. Vă reamintiți de o discuție pe care ați avut-o cu tovarășul Mareș în legătură cu tergiversarea proiectului inginerului Murea? Îndoieri, suspiciuni fără nicio bază ale tovarășului Mareș. Așa, dragul meu, putem găsi Peteș în soare. Mașina da. Este jos, sunteți așteptat la... Da, într-o jumătate de oră sunt acolo. Din păcate, deocamdată, n-aș putea opune acestei păreri decât o altă părere. Și îmi dau seama că nu este suficient. Sper să vă convinc cu fapte. Până atunci mi-asum toată răspunderea atitudinii mele. Bună ziua. Îmi place atitudinea dumitare combativă. Din dosar și din depozițiile martorilor, rezultă clar că Buzescu a semnat dispoziția de lucru pe ziua de întâi a lunii. Pe ziua de întâi a lunii. Dar Varga s-a dat de gol, spunând că Buzescu a semnat cu o zi înainte, pe 31, când s-a inaugurat căminul. Ce se poate ascunde aici? Nu poate să existe decât o singură explicație. Buzescu vrea cu orice preț să înceapă lucrarea și cerul lui Varga să întocmească documentația. Nu-i așa?
Deci, Varga face calculele, îi le prezintă lui Buzescu spre aprobare pe ziua de 31. Pe 31. Da. Aceste calcule prevăd 4 ventilatoare. Numai că în mine nu sunt disponibile decât 3. Buzescu, care vrea neapărat să înceapă lucrarea, de ce n-aiba, doamne, că lucrarea era planificată pentru trimestrul următor. Stai, da, ia să vedem. Buzescu vrea neapărat să înceapă lucrarea și îl obligă pe Varga să refacă calculele pe 3 ventilatoare. Asta deci ar fi pe 31. În ziua inaugurării căminului. Deci în ziua inaugurării căminului. Aha. Varga reface calculele, rebate la mașina de scris și le prezintă din nou a doua zi. Deci încă o dată. Reface calculele și le rebate la mașina de scris. Le rebate la mașină. Dumneavoastră ați bătut la mașină aceste hârtii? Dar ce sunt astea? Calculele asupra necesarului de ventilatoare făcute de tovarășul Varga. Ah, oh. Păi da, bineînțeles. Uitați, mi-a sărit aici și eu. Data o scriu jos, vedeți. 1 iunie. Eu pun data în partea dreaptă, că e mai estetic. Cum să nu mi-aduc aminte că textul ăsta era plin de modificări? Dar ce să mai descurce? Ce, o să mă afal, dar să ghicesc toate hieroglifele tovarășului Varga? Și pe deasupra, colac peste pupă, să mă procopsisem și cu guturai, că Angela lasă toate ferestrele deschise, vraiște. Așa că i-am dat un telefon și i-am spus că eu nu pot să-i bag lucrarea. Ha. Dar credeți că a înțeles? A, și de unde? N-au trecut nici 2 minute și numai ce mă pomenesc cu el, că dă buzna la mine în birou. Că Varga mor cop, că să-i bat documentația, că l-așteaptă tovarășul director cu ea. E? Puteam eu să-l refuz când e vorba de tovarășul Buzescu? Că e cel mai șarmant bărbat de aici. Numai el îmi sărută mâna când vine prin birouri. Mai țineți minte cumva ce modificări era un text? E, asta e bună. Păi fi mașina electronică. Dar ce credeți dumneavoastră? Eu bat mecanic. Am experiență. Ce, eu sunt ca Angela care bate cu 2 degete de o apucă noaptea până face o adresă? Vai de mine! Dar poate vă amintiți altceva. Tot dumneavoastră ați dactilografiat și prima dată acest text? Dar cine altcineva? Când e vorba de urgență, se duce cineva la Angela? Dar mie nu mi-aduce nimeni o ciocolată. De, eu sunt femeie serioasă și n-am obraz să mă porc ca o pupăză. O clipă, încă ceva. În ce zi ați bătut prima dată documentația inginerului Varga? Prima dată. Prima dată. Da, da. Era cu o zi înainte, asta-i. Asta-i. Mulțumesc. Alo, Moga la telefon. Cred că știu cum a procedat Buzescu. Da, sunt sigur. Voi restitui dosarul procuraturii. Există totuși o probă și bănuiesc unde se află. Știu, știu că nu-ți place să mă amestec în treburile tale. Dar crezi că e bine ce faci? Eu îți dau sfaturi despre ursuleții tăi? Dar tu nu-ți dai seama... Nu-ți dai seama că Buzescu e o persoană influentă. Și că tot el o să cadă în picioare. Ăsta e tot săpunul? Tot. Moga a aflat de la o dactilografă că Varga are făcut documentația. De ce n-ai luat măsuri să țină gura și asta? Trebuia să te învăț eu. Cui ar fi trecut prin cap o să ajungă până și la o dactilografă? Nu-l cunoști. Moga până mormânt te urmărește. Și tu ce faci? Aștept să-i întind plasa lui. Ce ai vrea să mai fac? Nu-i de ajuns că mi-am riscat cariera, situația de partid? Acum ai intrat în afacerea asta murdară. N-ai încotro. Trebuie să mergi până la capăt. Bine, omule, dar cum aș putea face lucruri care nu-mi stau în fire? M-ai întrebat înainte de a face prostia asta? De a comite ilegalitatea. Dacă nu era întâmplarea asta stupită, totul ar fi fost în regulă. Nu mă pune acum în situația să devin un borfaș de rând. Uite ce, Andrei, m-ai angajat ca avocat și, indiferent de ce cred eu, datoria mea e să te ajut să ieși pasma curată din afacerea asta. Dar ca prieten îți spun, nu există decât o singură soluție pentru un om de onoare. Să te duci la Lupa să-i spui totul. Mamă, m-am întâlnit la piață cu maestru Moroșan de la voi. Am simțit că nu te are la inimă. Dar ce faci tu de... Nu se apropie oamenii de tine.
ce am eu comun cu ei. Ți-am călcat costumul ăsta. Dar să știi că am văzut în oraș o stofă chinezească frumoasă, care ți-ar sta foarte bine. Mamă, dar de ce ai scos tu atâta bănet de pe cec? Zău, sunt lucruri care nu te privesc pe tine, mamă. Obligații, relații de serviciu. Și ce tot caută la noi avocatul Tofan? Fii sincer, Andrei. Ce amestec ai tu în procesul lui Varga? Zău, mamă, de unde ai mai scos-o și pe asta? Dacă n-ai niciun amestec, atunci ce-a căutat Varga la noi? Întoi o nopții, tocmai, înainte de a-l aresta. Voi fi arestat. Dacă sunt condamnat, dau totul în vileag. Și pentru asta mă deranjez la miezul nopții. Documentele care vă pot implica și pe dumneavoastră sunt la mine, nu le-am rupt. Sunt singura mea armă. Lașule. Ești dumneata mamă. Venise omul să mă roage să-l ajut. Știa că o să fie arestat. Are nevastă, copii. Puteam să-l refuz? Uită-te în ochii mei, Andrei. Te-ai schimbat. De la o vreme parcă ești alt om. Mă minți. Te apasă ceva pe suflet. Ce-i cu tine, băiatul? Situația mea depinde de Buzescu. Știu că vă sunt obligat, n-am să uit niciodată ce faceți pentru familia mea, dar nu mă puneți într-o situație imposibilă. Fugi de răspundere, asta este. Nu, e vorba de norme, de instrucțiuni. Dacă le respectăm, chiar și în cazul unui eventual accident, nu suntem culpabili. Dragul meu, dar nu suntem robi acestor norme, nu? Oamenii trebuie să câștige mai bine, să dăm producție. Nu putem sta pentru că nu avem un ventilator. Dar de ce să încălcăm legalitatea? Tovarășii de la partid sunt la curent cu intențiile dumneavoastră? Tovarășii de la partid au treburi mai importante. Cum lucrăm aici e treaba noastră și eu răspund. De ce acest risc absurd? Lucrarea e planificată pentru trimestrul 4. Atunci o să avem și ventilatoare suficiente. Vrei să dormi liniștit, tovarășe Varga? Încep să-l regret pe inginerul Murea. El era capabil să ducă la îndeplinire o sarcină. Vă rog să nu mă jigniți. Ar trebui să te orientezi. Nu vezi că atitudinea dumitale se împotmolește în hârțoage și norme? Trebuia să numesc în locul lui Murea un cadru tânăr, cu inițiative, membru de partid, nu cu atitudinea dumitale. Ce dispoziție îmi dați? Să refaci documentația pe 3 ventilatoare. De acord. Vă rog să semnați și dumneavoastră, să-mi dați ordin scris. Vrei acoperire? Dacă asta ține de cald, poftim. Îți dau și ordin scris. Cum am putut să cred că iscălitura lui mă va absolvi de orice răspundere? Cum am putut lăsa copleșii de cinismul și vanitatea lui? N-are niciun scrupul, omenia lui e de paradă, m-a disprețuit întotdeauna. Și nu numai pe mine, nu se vede decât pe el. Oare cum ar arăta cu zâmbetul lui de om superior într-un arest ca asta? Trebuia ca măcar atunci, după accident, să recunosc cinstit totul. Știi că pentru accident, dragul meu, suntem amândoi vinovați, chiar dacă modificarea calculelor ai făcut-o din dispoziția mea. Ca să scap de pedeapsă, nu există decât o singură soluție. Ca eu să fiu scos din cauza, ai înțeles? Da. Singura dumitale șansă este să faci ceea ce spun eu. Unde e vechea documentație? Am rupt-o. Sigur? După ce am refăcut documentația, am distrus-o, am rupt-o. Pentru justiție nu trebuie să existe decât documentația și dispoziția de la dosar? Au sosit tovarășii de la procuratură. N-ai voie să stai deoparte. Dacă ai găsit ascunsă documentația, mamă, ai obligația să te duci la el. Niciodată nu m-a ascultat.
O să-ți permită să-l vizitezi la arest, mamă. Convinge-l să recunoască adevărul, să nu fie laș. E tatăl tău să nu vorbești așa de el și te rog să nu te amesteci în treburile lui. Poate-i vino la masă. M-ai învățat să fiu cinstit. Nu te interesează ce voi gândi eu toată viața despre părinții mei. Nu vreau să fie rușine de voi. Înțelege-l și tu. Nu mai ești un copil. Am bătrânit. O să se pensioneze. Vreau liniște în casă. Chiar dacă are unele slăbiciuni, nu-i un om rău. Pentru voi am muncit toată viața. Hai, papă. Uiteam să te ascult. O să mă mai gândești ce trebuie să fac, înțelegi? Totul se va sfârși. Dar nu cu bine, mamă. Vă rog să aprobați o întâlnire la vorbitor și pachet pentru inculpatul Filip Varga, care se află... Și judecător Moga, sunt soția inginerului Varga. Mi s-a spus că ar fi posibil, de dumneavoastră depinde, trebuie să-l văd neapărat pe soțul meu. Vă rog să-mi permiteți să-l pot vedea. Trebuie să-i vorbesc, e ceva urgent. Îl puteți vedea, e dreptul dumneavoastră. Mulțumesc. Nu trebuie să-i arăt aprobarea. Vă prezentați direct la vorbitor. Spuneți-mi, vă rog, ce o să se întâmple cu soțul meu. Regret, nu am dreptul nici să discut, nici să anticipez hotărârea instanței. Bună ziua, tovarășa Varga. Și judecător, dacă ar exista acte care ar dovedi că soțul meu n-a făcut nicio greșeală de calcul. Vă referiți la prima documentație? Cum? Dumneavoastră știați că există, v-a spus soțul meu? După părerea mea, soțul dumneavoastră și-a asumat întreaga culpă, pentru ca principalul vinovat să fie scos din cauză. Tovarășe judecător, eu am actele care dovedesc cine e adevăratul făptaș. Adevărat? Ați fi de acord să le prezentați instanței? Da. Atunci cereți audierea dumneavoastră ca martor. Bună ziua. Filip, Filip, de ce? De ce? Ce s-a întâmplat, Eleonora? Radu a găsit hârtiile ascunse de tine. A aflat? Doamne Dumnezeule, Doamne! Trebuie să le spui că Buzescu ți-a ordonat. Minciuna asta îngrozitoare trebuie să înceteze. Ce-i cu tine, mamă? Doctorul s-a interzis să mai iei din astea. Știi că sunt prea tare pentru inima ta. De ce te-ai ascuns de mine, Andrei? Crezi că n-am înțeles din discuțiile tale cu avocatul că... ești vinovat. Pentru ce ai făcut toate astea, mamă? Nu mă pot împăca cu jumătăți de măsură. Știu ce ai fi vrut. Să mă însor cu Marieta Ionescu, contabilă de la IAPL. Pote de trăznește a provinciei și a coloniei de prost gust. Să mă însor cu ea numai pentru că îmi plac sarmarele. De câștigat câștigi mai mult acum. Ești cineva aici, ești bine văzut? Să știi că nu mă încălzește să-mi văd poza în ziarul local. Uite, Mateescu, era mai bun ca mine în facultate? Și acum poftim dispozițiile, le primesc de la el. Crezi că merită mai mult decât mine, mama? Și ce, mamă? Nu e bine aici? Ție nu-ți plăcea lume multă. Odihnește-te.
Ești aici, Andrei? Un vas oceanic nu poate pluti într-un lighean, mama. Soția lui Varga va apărea ca martoră. Și Varga? Nu știu, Andrei. Mi-e teamă că nu mai putem fi siguri pe oamenii ăștia. Cum am putut să mă complic un papă lapte? Dosarul ți-ar fi nefavorabil. Vei fi pus sub inculpare. Depoziția soției lui Varga ar fi zdrobitoare. Vorbește cu Lupa și e singurul care te poate ajuta. Nu-l cunoști. Dacă ar ști adevărul, ar fi în stare să ceară pentru mine o pedeapsă și mai mare. Trebuie să faci ceva. N-ai încotro. Vrei să-mi funzi pușcăria? Un fanatic, un obstinat. Am bănuit de la început că moga ăsta o să mă urmărească ca o umbră. Că nu o să se lase până nu o să mă vadă în banca acuzaților. Nu-mi rămâne decât să-l înfrunt. Vă rog să repetați după mine. Jur să spun adevărul și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Jur să... Spun adevărul. Vă rog să repetați după mine. Jur să spun adevărul. Jur să spun adevărul. Și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Vă atrag atenția că mărturia mincinoasă se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Ce destăinuire ați avut de făcut instanței? Vă rog să mă iertați, îmi vine foarte greu. Mi-e foarte greu să vă spun. Conform legii, martora e obligată să depună mărturia. Știți, de fapt, eu nici acum nu-mi dau seama. Dar tovarășul judecător Moga m-a sfătuit să scriu o cerere prin care ceream audierea mea în calitate de martor. În ce împrejurări l-ați cunoscut pe tovarășul judecător Moga? Am solicitat o întâlnire la vorbitor cu soțul meu și cu această ocazie, tovarășul judecător mi-a spus că directorul Buzescu l-a obligat pe soțul meu să înceapă lucrarea. Asta a fost totul? Nu. Mi-a cerut să-i spun dacă am o documentație. I-am spus că am găsit așa ceva printre hârtiile soțului meu și m-a sfătuit să o aduc azi aici. O aveți la dumneavoastră? Bine, de asta nu-i decât o copie a documentației existente la dosar. Sunteți sigură că acestea sunt hârtiile despre care spuneți că ați vorbit tovarășului judecător Moga? Da. Bravo! Bis! Vă rog să părăsiți sala. Tovarășul judecător v-a mai solicitat și altceva? Mi-a cerut să insist să stărui pe lângă soțul meu și să-l conving să facă declarații din care să reiasă vinovăția tovarășului inginer Buzescu. Permiteți-mi, vă rog, să pun o întrebare suplimentară inculpatului Varga. Ce motive credeți că l-au determinat pe tovarășul judecător pentru a vă convinge să declarați că tovarășul director Buzescu este principalul vinovat? Sunt informat că soția judecătorului Moga frecventează casa directorului Buzescu. De altfel, dânsul este acela care a facilitat ca familia judecătorului Moga să contracteze cu prioritate o locuință. Ținând seama de depozițiile făcute în instanță, din care rezultă că sunteți interesat în cauză și că v-ați exprimat părerea, apărătorul inculpatului, conform articolului 51 din Codul de Procedură Penală, vă recuză.
Radu. Te rog, înțelege-mă. Ascultă. Nu știu de nimic, Sfânt. Radu, nu-ți dau voie. Ce mai stai? Tu te la Buzescu, dai documentele, vinde-ți și sufletul. Poți să-ți plătească bine. Tu nu știi. N-am avut încotro. Trebuie să-ți explic. N-am avut încotro. Tu nu știi în ce situație am fost pus. Mi-e silă că sunt fiul tău. Trebuie să-ți spui că Buzescu ți-a ordonat. Minciunea asta îngrozitoare trebuie să înceteze. Acum e prea târziu. S-a aflat totul, Filip. Și eu am cerut să fiu martor. Tu? Și tu? Nu-ți dai seama că mă trimiți în pușcărie? Că soțul tău... Judecătorul spune. Pentru judecător sunt un caz într-o mie. Pentru tine pușcăriașul va fi tatăl copiilor tăi. Filip, dar a murit un om. Eleonora, acesta va fi chinul meu până mă voi sfârși. Dar nu, nu în pușcărie, te conjur. Pe toată viața trăit împreună, pe copii. Ce să fac? Ce să fac? Ce-ți cer eu e murdar. N-ai să mă iert niciodată. Singura mea șansă este să nu recunoaștem nimic. Buzescu o să se zbată să mă salveze în joc interesul lui. Mai pot spera la o pedeapsă cu suspendarea, înțelegi? Adică o condamnare pe hârtie. Eleonora, caută-l pe avocat. O să intru în pământ de rușine. O clipă, vă rog. Înțeleg că nu v-a fost ușor, dar totul s-a terminat cu bine. Ce mai doriți de la mine? Soțul dumneavoastră mi-a promis că după proces îmi veți da hârtiile acelea. Lăsați-mă, vă rog, în pace. Nu vreau să mai aud de dumneavoastră. Nu vreau să mai știu de nimeni nimic. Mi-e rușine de mine. Al naibii de cald. Înăuntru la proces aveam senzația că mă năbuș. Parcă aș fi fost în junglă. Faci din cal măgar și zici că-i zebră. Nu prea stai bine cu zoologia. Să știi că se poate face și din zebră cal și să zici că e măgar. Să vezi acum, tărăboi. Și bineînțeles, țapii spășitori eu voi fi. Ce să facem? Vă rog să le admiteți cererea de recuzare. Da, ușor de zis. Asta ar însemna o palmă pe obrazul dumitale, ca să nu mai vorbesc de prestigiul profesiei noastre. Și ca să vezi că tacâmul nu era complet, uite, citește. Azi am primit-o. Cine știe ce ne mai așteaptă. Infamia asta este cu atât mai mare cât e anonimă. Oi fi o șovăielnic, așa cum mă criticați voi prin ședințe, dar... Lichea nu sunt ca să plec urechea la asemenea porcării. Năravul ăsta nu e în obiceiul nostru. Uite ce fac eu cu porcăriile astea. Ăștia nu sunt oameni. Scrisoarea asta mi-a dovedit clar că dumneata nu te-ai înșelat. Ce folos? Nu pot dovedi nimic. N-am probe materiale. Trebuie să obții aceste probe și încă foarte repede. Altfel știi bine, procedura mă obligă să admit recuzarea. Orice aș face n-ar fi decât pierdere de vreme. N-are niciun sens să mai lungim. Admiteți-le chiar acum recuzarea mea. Nu sunt de acord. V-aș ruga să mai reflectați. Vă salut. Bișnițar? Auzi, nata, eu bișnițar. Eu care să mor toată viața în buzunar, fluierăvânt. Că steaua mea a pus înainte să mă facă mama. Domnule judecător, spuneți nevastră, unde există la codul penal cuvânt ăsta urât bișnițar? Că eu la pensiune l-am halit în scoarță, în scoarță și nici urmă de el. Să pleznesc să-mi sece gura, l-am căutat și în cartea aia, unde e, cum e, cum îi zice? Ce, ai un lapsus? N-am la mine, dar vă aduc. Dicționarul român-român. Am lădușit toată ziua căutându-l și nu-i, dacă nu-i, nu-i. Și atunci, cum vă puteți băga la pârnaie pe ceva ce nu se există? Nu mă pinge că merg la tomol.
A mers bine, mamă, nu-ți mai face griji. Cum poți să spui asta? Oamenii te-au primit aici cu brațele deschise. Și tu? N-au să te ierte, Andrei. N-au să te ierte. Unde vrei să ajungi, băiatul, mami? Alo, Andrei, vești bune. Bine că te-am găsit acasă. În câteva zile vei fi la minister. Felicitări, bătrâne. Ești sigur? Decizia e ca și semnată. De la gară vii direct la mine. Te aștept cu o fertească de zile mari. Sună-mă de seară acasă, o să spun mai multe. La revedere. Îți mulțumesc, Mihai. Pe de seară. După ora 8. Ce avem la prânz, mama? Ți-e foame? Oh, să nu uit friptura. Am băgat-o la cuptor. Să nu se ardă. Ai aflat? Mărșăvii. Nu cred o iotă. Hai, liniștește-te. Iartă-mă. Din cauza mea au încercat să te compromită și pe tine. Cum te-a spus despre tine infamia asta? Cum te-a putut să umble cu anonim? E adevărat că mama lui Buzescu mi-a promis că o să vorbească, că el să ne ajute cu locuință. Am crezut că e doar o vorbă așa. Cei de la oficiu l-au servit pe Buzescu, nu pe tine. Trebuia să-mi fi închipuit că nu pentru ochii tăi frumoși te-au servit. Și acum ce facem? Mâine te duci și reziliezi contractul ăsta. Cum să renunțăm? Am cumpărat și faianța. Voiam să-ți fac o surpriză. Ei, lasă, faianța o păstrăm. Da. Parcă cine știe ce casă era. Era o casă foarte bună. Cum și mică și cu ferestrele la nord, da. Lasă, uite, îți promit. De mâine mă zbat eu pentru casă. Da, da. Vreau să văd. Da, eu. Da, tu. Vreau să văd eu că te ocupi tu de casă. Asta a urmărit, să scape de tine. Să nu mai judești tu procesul. Și acum tu le dai apă la moară? Dacă renunți, au să reușească. Nu poți să mai dai înapoi. Ce ai făcut? De ce n-ai lăsat fierul unde l-am pus eu? Alo? Ce-ați zice de o revanșă la iaurtul acela, tovarăși dătător? Un singur rol, un post important în minister și doi concurenți, Murea și Buzescu. Acțiunea pieței în birouri și prin subteran. Șanse egale pentru ambii concurenți, numai că proiectul lui Murea ar fi schimbat raportul de forță. Și atunci, pentru a scăpa de incomoda concurență, ghici chitoarea mea, ce face Buzescu? Pune bețe în roate realizării proiectului. Exact, dar incomplet. Trage sfor prin culise și determină trimiterea lui Murea unde a înțărcat dracu copiii. Pentru ca totul să pară cât mai verosimil, varsă public lacrimi de crocodil, regretând plecarea celui mai talentat colaborator al său. Eu nu înțeleg ce rol ai jucat dumneata în comedia asta. Al măscăriciului care primește picioare în fund. Întâmplarea face să aflu. Mă duc la el și servesc plocon tot ce știam. Tovarășii directori, vă felicit pentru performanță, pentru cea nesportivă. În meciul cu Murea ați avut o lovitură sub centură grozavă. Fără ca arbitru, jurul, spectatorii să observe ceva. În afară de mine. Nu-i păcat că această înaltă tehnică să fie nepopularizată? De ce sunteți modest? Și rezultatul? M-a convins că nu-s făcut pentru el, dar nici el pentru mine. Te-a dat afară din servici? A, și nu e în stilul personajului. Mi-a dat a înțelege, foarte delicat, că dacă nu-mi pun lacăt la gură, Clubul Sportiv Mineru se va dispensa de serviciile mele. Nu vreți să încercați și dumneavoastră, tovarășii Moga? Încercați, vă rog. Mulțumesc. Și se pare că a lovit în călcâiul lui Ahile. Puteam să mă transfer în alt oraș, la altă echipă. Dar cu cine să las pe bătrân? Îi place casa asta, vrea să moară aici. Buzescu știa toate astea. Bineînțeles. Aveam o singură șansă, să-mi repar în proprii mei ochi onoarea și fonată. Și atunci, ca să fac un act eroic, mi-am cerut transfer. Ieftin și până la urmă laș. Nu vă miră că vă spun toate astea? Nu. N-ar fi singura dumneavoastră în consecvență. Mi-am dat seama că dacă mai tac, sunt un mare măgar. Vă stau la dispoziție cu tot ce știu. Am renunțat la proces.
Pentru sufletul dumneavoastră. N-am probe. Nu se mai poate face nimic, să știi. Ba, da. Veniți cu mine. Unde? Să bem o pălincă pentru un om bun. Un gând pios pentru Ion Lojan. Exploatarea noastră a pierdut un om de nădejde, un minier destoinic, iubit de toți tovarășii lui de muncă, exemplu de cinste și devotament. Amintirea lui va rămâne neștearsă în inimile noastre. Ei fie țărâna ușoară. Ce e, Leonora? Radu a plecat de acasă. Nu știu ce să fac, unde să mă duc. A fugit de minciună. Minciuna voastră l-a gonit. Slăbiciunea lui bărbatul și a ta l-au ajutat pe Buzescu să ajungă până aici. De ce-l năpăstuiți pe tovarășul director Buzescu? Nu-i bailele, Mărie. Oameni suntem și fiecare din noi poate cădea în greșeală. Mâine dimineață mă întorc la mine. Orice ar fi. Și jur că o să fiu fair play. Uite-l aici. Doamne, cât e de slab. Participase la un concurs de mașini și pierduse. 3 zile nu s-a mișcat din casă, n-a mâncat, n-a băut. Mai era cineva în birou? Nu mă amintesc exact. De fleacuri trebuie să ocupe tovarășul Mareș. Mareș s-a întors în biroul lui Buzescu. Să ia mânerul în timp ce suna sirena. Ori Varga tocmai atunci fusese și el la director cu documentația pentru semnat. Nu, e absurd. Buzescu n-ar fi semnat în prezența lui Mareș. Cum nu m-am gândit să-l întreb? Tu cu fața de masă. Bună ziua. Bună, Moga. Sper că nu o să acceptați recuzarea mea, nu? Cum adică? Dar ieri ce ai zis? Ieri a fost ieri, azi e azi. O să iau de la capăt. Bine, dragă Moga, dacă vrei tu să știi că eu sunt foarte de acord. M-am gândit cum să procedez. Înaintez dosarul procuraturii și... Du-te la joacă. Mămico, n-am terminat. Lasă că mănânci pe urmă. Hai, du-te, ți-aduce mama o ciocolată. Hai, du-te, du-te la joacă. Bună ziua. Căutăm o femeie în vârstă, Elena Ciolac. Are un fiu de care s-a rătăcit în timpul războiului. Poate ne puteți da vreo relație despre ea. Nu știu, nu cunosc. Nu știu. Mă scuzați. Ce
Dosarul 367, vă rog. Viorica, dosarul Varga. Cum o duci, nea Grigore? Îmbătrânești, ce să fac? Bravo, așa e bine. Poftiți. Mulțumesc. Iertați-mă, vă rog. Alo, centrala. Da? Vreau în București. Circuitul cu București e deranjat? Alo? Moga a obținut proba vinovăției tale. Vei fi pus sub inculpare. Alo? Andrei? Andrei, m-auzi? Alo? Cum? Nu se mai poate face nimic? Nu văd nicio șansă. Ce crezi că ai să mai poți face? Trebuia să te faci popă, nu avocat. Fiu la tine. Mai sunteți convins că am bezat autoritatea unui tovarăș, a cărui integritate morală se află deasupra oricărei bănuieli? Fumezi? Nu, mulțumesc. Într-o seară am luat câteva mere frumoase și m-am dus să-i fac o vizită la spital tovarășului Mareș. Am stat apoi de vorbă și cu alți tovarăși. Oricât de neplăcut era pentru mine, trebuia să raportez tovarășului prim secretar că m-am înșelat în privința lui Buzescu. S-a așezat alături faptă lângă faptă. S-a recompus ca într-un joc de cuburi adevărată lui fizionomie. Și-a legat fericirea de orgoliu și de avantajele puterii. Și-a închipuit că încrederea pe care i-a acordat-o partidul i-a fost dată ca să slujească interesele lui personale. Știi ce urmărea? Să se reîntoarcă într-un post important din minister. Ca să-l obțină, avea nevoie să se ridice în ochii partidului. A raportat cifre false de plan, înșelându-mi în buna credință și încrederea pe care i-am acordat-o. Și fiindcă n-avea nicio acoperire, a vrut să recupereze producția raportată în mod mincinos, riscând vieți omenești. Din păcate, justiția nu poate să sancționeze și carierismul lui Buzescu. Dar are datoria să-l condamne pentru infracțiunea pe care a făptuit-o. El aparține, cum să spun eu, unei subspecii umane foarte viguroase, tocmai pentru că are o mare putere de adaptare. Oameni care sunt abili, au farmec și știu să mimeze subtil sinceritatea față de partid. Accidentul n-a făcut decât să precipite lucrurile. Comuniștii de la mine ar fi descoperit oricum carierismul lui Buzescu. Sunt pentru ultima oară în biroul ăsta. I s-a dat altă muncă. Crezi că mi-e ușor? Thank you.